Asta e doar una dintre funcțiile speciale pe care le are acest polizor. Așadar, în acest videoclip vorbim despre un polizor cu un diametru de 230 de mm, foarte puternic, de la Evo Tools, model HGT679720. Acum ceva timp ați mai văzut un clip cu un polizor de la Evo Tools și am observat că v-a plăcut tare mult acel polizor, atât la design cât și la partea de funcționalitate. Astăzi am pentru voi un alt model, este modelul cu 2 ani garanție, nu cu 3 cum era celălalt, dar acesta are ceva special și cumva îmi doresc asta la un polizor de genul acesta, să pot să-l utilizez normal. Știți că majoritatea vin cu mânerul în această poziție. Așa, pentru polizare mai mult, acesta are un buton aici și are mai multe poziții, chiar și la unghi dacă vrei să tai. Bineînțeles, poziția normală, așa, are mai multe presetări, astfel încât să găsești poziția ideală și să ții butonul în poziția normală de tăiere, să ai control maxim asupra lui. Aceasta este poziția de debitare și asta e un lucru care mă bucură și îmi place. Chiar îmi place acest polizor, sunt curios cum se descurcă la treabă, încă nu l-am testat, dar o să-l testăm împreună. La capitolul caracteristici tehnice stă foarte, foarte bine, este dotat cu un motor de 2350 W, ce dezvoltă 6300 de rotații pe minut. Zic eu, suficiente pentru un disc cu un asemenea calibru. La fel ca fratele său, hai să zicem mai mare, și acesta beneficiază de o apărătoare rapidă, cum nu prea vedem pe polizoarele cu disc de 230 de mm, carcasa din față, bineînțeles, din aliaj, buton de blocare al axului, 3 poziții unde putem să fixăm mânerul lateral. Aici un suport pentru atunci când îl lăsăm jos sau când schimbăm discurile, el se oprește din rotație în această poziție și stă fix pe o suprafață dreaptă. Mânerul, bineînțeles, îmbrăcat în silicon, destul de confortabil, un mâner mare cu buton de acționare, butonul de pornire cu siguranță, deci nu pornește doar după ce apăsăm pe butonul de siguranță, după care el pornește. Un alt aspect de asemenea important, faptul că avem un acces facil către perile colectoare, avem aici o ușiță cu acces rapid și încă una în partea de sus, bineînțeles că avem și perii suplimentare de rezervă pe care le primim în pachetul de livrare, tot în pachet primim manualul de utilizare pe care vă încurajez să-l citiți, dar bineînțeles și această cheie cu dublu rol, aici putem să folosim această cheie, tot o cheie este și în partea aceasta, ca să strângem șurubul de la apărătoare pentru început, pentru prima setare, iar aici cheia normală pentru discuri. Piulița de fixare categoric nu este rapidă, este o piuliță de fixare standard pe ax M14. Cablul de alimentare are o lungime de 2 metri, un cablu foarte gros. Aici în partea dreaptă am pregătit un stand de test, așa că fără alte introduceri, haide să vedem cum se descurcă polizorul și la treabă.
După cum ați putut observa la teste, polizorul se descurcă foarte bine, are multă putere, poți să te apeși pe el în limita posibilităților, să zic așa, adică cât îți permite discul. Puțin mai multă presiune s-ar putea să dăuneze și să crape discul. Eu l-am forțat puțin, chiar și în acea țeavă pătrată de 3 mm avea în grosime. Cu un disc nou o taie de tot dintr-o bucată, dar nu am reușit să o tai pentru că discul acesta este deja consumat, are vreo 5 sau 6 mm în minus. Lăsați-mi părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, spuneți-mi cum vi se pare acest polizor de tăiere cu disc de 230 de mm, iar dacă vreți să aflați mai multe detalii despre el, o să-l caut și online. Vă las un link în descrierea clipului către un magazin online unde îl găsesc la un preț mai accesibil, dar bineînțeles se găsește și în toate magazinele partenere Honest, adică acolo unde se vând unelte Evo Tools. Bineînțeles că în descriere găsiți și un număr de telefon gratuit pe care îl puteți apela dacă aveți nevoie de mai multe informații despre uneltele Evo Tools sau chiar și nevoie de service. Dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!